Salut! Suntem în data de 12 septembrie și astăzi vreau să plantez bulbii de lalele. Din fericire, de două zile au sosit și ploile, a plouat destul de bine și ieri și alaltăieri și astăzi este soare. După cum se vede, pământul este foarte bun pentru a fi prelucrat. Eu îl prelucrez, așa cum se vede, cu această motosapă electrică care își face treaba foarte bine dacă pământul este umed, este reavăn. Nu trebuie să fie nici uscat pentru că atunci sare și cuțitele nu se îngroapă și nici prea ud pentru că atunci noroiul se adună în jurul cuțitelor. Așa cum este astăzi, este ideal, este foarte bun de prelucrat. După cum vedeți, am prelucrat 3 metri pătrați în mai puțin de un minut. Excelentă sculă, este foarte bună pentru micile grădini ale noastre. După ce am prelucrat solul cu motosapa, luăm sapa manuală și trecem la formarea rondului, formarea, să spunem, abilonului în care vom planta bulbii de lalele. Este o structură circulară cu o înălțime de 30 de centimetri, o înălțime care va asigura un substrat foarte aerisit și bine prelucrat, în care lalelele se vor dezvolta foarte bine. După prelucrarea cu sapa, am trecut la greblare și la finisarea acestui substrat, în care imediat vom planta bulbii de lalele. Bulbii de lalele pe care ori îi cumpărați din magazin, în această perioadă au apărut în magazinele de bricolaj, ori dacă nu îi aveți acasă, eu îi am din grădină, i-am scos din acest loc în luna iunie. Plantarea este simplă, ca regulă, plantez la o adâncime de 3 ori diametrul bulbului. Deci dacă un bulb are în diametru de 1 cm, îl plantez la 3 cm adâncime. În acest loc am format cercuri concentrice, 3 cercuri concentrice, iar bulbii i-am plantat la o distanță de 5-7 cm între ei. La final, am pus de jur împrejurul acestui bilon, acestei structuri, și niște tablă cutată, al cărei rol este, pe lângă unul estetic, și acela de a susține pământul în momentul în care vor sosi ploile și acesta va avea tendința să se împrăștie. Plantați lalele în grădină să vă bucurați de flori în primăvară. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi!